Bună seara, felicitări, o victorie la scor. Care a fost rețeta acestui rezultat, cea mai categorică victorie din acest sezon? Bună seara. E o rețetă, e muncă. Când am venit, n-am adus cu mine nicio baghetă magică, nici vreo poțiune nedescoperită. Am adus entuziasm, muncă și eu spun că și pricepere. Dar contează mai puțin. Trebuie să vorbim despre echipă și despre moment. Am reconstruit un moment bun pentru noi, după sincopa Botoșan, care în continuare pe mine mă roade, mă apasă, pentru că ar fi fost un parcurs excepțional, fără înfrângere, dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat la Botoșan, și cred că a fost o nedreptate că am pierdut acel meci, dar am reintrat pe o traiectorie așa cum eu îmi doresc. Am intrat pe o traiectorie pozitivă. Am spus că suntem în reconstrucție ca și profil de joc. S-a văzut și astăzi, cred că sunt lucruri clare deja în jocul echipei. O preocupare continuă pentru construcție, pentru atac pozițional, pentru circulația mingii și cu construcție controlată. N-am sărit construcția și asta a făcut din nou să creăm ocazii foarte multe. E un moment bun pentru că e al treilea joc fără gol primit. Joc de joc noi am construit ocazii și cu voluntariu am avut un gol valabil și două penaltiuri posibil atunci. Dacă marcam repede, probabil că vedeam și atunci și alte goluri. Rămâne seara frumoasă, rămâne o seară bună, felicit echipa, felicit pentru manieră, pentru consistență, pentru ocaziile produse, pentru jocul bun, cu multe momente foarte bune, goluri marcate și probabil că puteam să mai marcăm și altele. Așadar, lucrurile astea trebuie să ne dea încredere, suporterii să aibă răbdare cu noi și eu spun că încet, încet echipa va deveni și mai consistentă și mai exactă în ultima treime, acolo unde ne-a lipsit în ultima perioadă. Ce credea acum în meciului? Echipa e un joc foarte bun. Știți că nu-mi place să fac aprecieri individuale, dar au fost jucători care au ieșit la rampă azi. Majoritatea au făcut un joc foarte bun, restul un joc bun. Mă bucur și pentru cei care au marcat. Ne dă elan, ne dă încredere, dar în același timp trebuie să rămânem echilibrați. De mâine trebuie să gestionăm cu atenție ce urmează. O deplasare foarte grea, nu ne permitem pași greșiți. La UTA ne așteaptă un joc foarte, foarte greu. Este realitatea și am avut șansa să întâlnim numai echipe care traversau perioade foarte bune. Clinceniu ne învinsă de mult timp, Chindia la fel, Sepsi la fel, acum Argeșul la fel. E bine pentru că am reușit să câștigăm toate aceste meciuri. Eu am încredere în echipă și, cum am spus, în momentul de față trebuie să gestionăm atent și să muncim la fel de bine, să ținem traiectoria foarte bună înainte. CFR ține aproape de FCSB, acum și-a îmbunătățit un pic și balaverajul. Cât de mult contează acest lucru? Contează. Avem și meciul direct deocamdată. E important că am marcat pentru că ne-am descătușat și după jocurile cu foarte multe ocazii generate pe un fond de joc bun. Și la Medeș am avut un joc foarte bun, la fel cu mingea la firul ierbii, cu mobilitate între linii, cu alternanță, cu mingii băgate la careu, prezență bună la careu. Atunci ne-a intrat doar o dată, acum ne-a intrat de mai multe ori, însă vedeți că jocul nostru seamănă. Acum parcă și terenul un pic ne-a ajutat mai mult și e bine că băieții prind încredere în ceea ce facem zi de zi. Cinci etape de disputat din sezonul regulat. Poate CFR obține toate cele 15 puncte puse în joc? Ne dorim asta. Avem forța necesară, dar ar fi un discurs de amator dacă m-aș hazarda să vorbesc în macro. La noi munca este etapizată și chiar dacă ne gândim, trebuie să o luăm pas cu pas. Și nu uitați că în aceste 5 jocuri sunt meciuri foarte grele. Sunt două derbiuri, ambele în deplasare cu contracandidat, FCSB-ul și Craiova. Hai, lăsați-ne să ne focusăm pe jocul care urmează. E important, am văzut că, și fac o paranteză, dacă nu mă întrează dumneavoastră, ridic eu această problemă, militez și eu pentru VAR în fotbalul românesc. Este nevoie să ajutăm arbitrajul românesc. Am fost supărat acum două etape, dar niciodată n-am caracterizat un arbitru, ci o seară mai inspirată sau mai puțin inspirată, dar mereu am susținut că fotbalul românesc are arbitri buni și sunt și mulți arbitri tineri care vin din urmă. Trebuie să-i susținem, să-i ajutăm. Iar dacă VAR-ul
îi ajută ca să elimine anumite greșeli omenești, pentru că sunt sigur că sunt greșeli nevoite, atunci trebuie să facem acest efort. Este în slujba arbitrajului, dar în mod special în slujba fotbalului românesc, ca să fie toate meciurile disputate pe teren și rezultatele la fel, în conformitate cu realitatea jocurilor. Aveți speranțe că videoarbitrajul ar putea fi introdus din sezonul următor? Îmi doresc și sunt sigur că cei care conduc fotbalul românesc lucrează în sensul ăsta și fac eforturi și sunt sigur că dacă atât Federația cât și Liga vor găsi pârghile necesare, le vor accesa și vor face acest pas. Ne dorim și noi, în CFR-ul, suntem cei care și noi la rândul nostru ne aliniem la această dorință în vârsta majorității. E important. Și ultima întrebare, după un asemenea succes, cum îi răsplătiți pe băieți? Cu muncă. Mâine avem antrenament, recuperare, răsplata trebuie să vină la final. Îi răsplătim cu felicitări. Este suficient. Eu sunt mândru de ei și de seara frumoasă pe care au făcut-o, dar răsplata vine la final când tragem linie.